Urmărire ca în filmele de acțiune în această dimineață pe străzile Constanței. Polițiștii au pornit pe urmele unui șofer care nu a oprit la semnalele lor, iar în goana lui a lovit mai multe mașini parcate. Totul s-a întâmplat în centrul orașului. Oamenii legii spun că bărbatul care încerca să scape de ei a virat dreapta de pe bulevardul Mamaia pe strada Ion Rațiu, iar la intersecția cu strada Unirii a lovit numai puțin de 4 mașini. 2 dintre acestea se aflau în trafic, iar alte 2 erau parcate. Șoferul a fost în cele din urmă prins de polițiști. În urma acestor incidente au rezultat doar pagube materiale, nu și victime. Șoferul a fost imobilizat. S-a constatat faptul că este vorba despre un bărbat în vârstă de 22 de ani din municipiul Constanța, iar în urma verificărilor a rezultat faptul că acesta nu poseda permis de conducere, acestuia fiindu-i reținut dreptul de a conduce vehicule pentru perioada în curs din anul 2020, de când i-a fost suspendat permisul. În cauza a fost întocmit un dosar penal, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.